seara! Astăzi o să discutăm și o să dezbatem, pentru că este o țară liberă, dacă mai este ok și social acceptat să te duci la bancă pentru orice mărunțiș, când ai putea foarte bine să rezolvi multe din probleme de acasă. Sau, na, de unde ești tu? Că de-aia se cheamă telefon mobil. Că nu vrei să ajungi la bancă pentru întrebări genul dacă am un cont curent, trebuie să-mi fac și împământare? Glumă. Știu oameni, și nu dau nume, care se duc la bancă pentru că sunt fete drăguțe și na, le bombardează cu tot felul de întrebări, care mai de care mai e stupide. Și pentru oamenii ăștia am un singur sfat. Oameni buni, e mai simplu să-ți instalezi aplicația. Tinder. Și acum știrile pe scurt. O echipă de arheologi români au făcut o descoperire uluitoare. Push notification-ul a fost inventat de daci. Da. Adică, pe vremea dacilor, un om îți dea un brânci după care zicea: băi, viezure, dă-mi banii pe barză sau îți pun poprire pe mânz. Un cetățean din Alexandria stă la coadă la propria tabletă după ce a auzit că acum are o sucursală ING chiar la el acasă. Un antreprenor din Cluj s-a îndrăgostit de aplicația ING Business și încearcă să obțină dreptul de proprietate intelectuală pentru a se putea căsători legal cu aceasta. Într-un interviu, tânărul a declarat: e faină, inteligentă și disponibilă oricând. Premieră și în comerțul online. Datorită vitezei extrem de mare a transferului de bani prin ING și a metodelor de verificare a plății, un client din București a primit produsele dorite înainte să dea comanda. În ce lume trăim? Cităm: de două dintre produse nici nu știam că am nevoie. Ca să vezi. Bun. Hai să nu mai pierdem timpul, pentru că voi știți cel mai bine că, da, înseamnă bani. Și să trecem la dezbaterea serii. Pentru că avem în această seară doi afaceriști, avem un studio, ambii de succes, dar total diferiți. Mare fan al mersului în general și al mersului la bancă în particular, Dan Frunculescu! Da, și businessman conectat 2.0, Toma Alexandru, aplauze și pentru el! Bun. Haideți să începem. Bună seara. Bun, haideți întâi să vă prezentați, să spuneți, am să Dan Frunculescu și cu ce vă ocupați. Eu sunt Dan Frunculescu, poate mă cunoașteți și ca Frunculescu Dan din Unele Cercuri. Eu sunt antreprenor de succes, că cresc melci de apartament. Bine, nu sunt melci de apartament. Eu cresc melci de apartament. Asta e afacerea mea. O firmă de melci, da. Firma mea se cheamă Melcenaru SRL. Dacă vreți să căutați, vă rog frumos, și aveți smartphone-uri. Am înțeles. Și dacă îmi permiteți, merge firma asta? Păi merge brici. Zău? Da, pentru că vedeți, dumneavoastră sunt două tipuri de melci. Nu merge, da? Repede, dar merge brici. Nu, da, merge uns, aș putea spune. Da. Se târăște această afacere, aș putea spune? Absolut deloc. Absolut deloc. E o afacere care lasă urme. Oh, ok. Treaba e așa cu... Mai aveți melci prin sală? Sigur. Sigur aveți, sigur, doi, că am pierdut eu mai devreme, dar nu știu cum. Treaba e așa cu melcii. Jumătate sunt pentru consum, pentru piața europeană, că oricât de trist ar fi, melcii să mai și consumă. Și eu mai mănânc, da, de ei. Da, francezii mănânc. Da, jumătate sunt pentru mâncare, jumătate pentru curse. Avem și melci pentru curse. Pentru curse de melci. Curse de melci. Da. Ăștia mai mulți merg în Asia. E un soi de melc, dacă vreți, mai aerodinamic, are cornițele așa. Așa. Și frecarea cu aerul este minimă, se minimizează. Adică poate să intre în siajul melcului din față și imediat am să intre? În siaj. Ce e siaj? Nu e un județ, așa cum v-ați aștepta. E în cursele de mașini. Mă rog, e un gol de aer care se produce, care îți permite să accelerezi. Iar melcul așa și-a turbo. Zău? Absolut. Și ce viteză prinde un melc? Am notat aici, 0,047 km pe oră și aici vorbim de un melc tânăr. Și e, mă rog, melcul de grădină, melcus vulgaris. Da. Ok, stați puțin. Scuze, că-s curios aici. Ce? Okay. Nu, o să vă zic, eu sunt pasionat de ceea ce fac. Ce înseamnă melc tânăr? Melc tânăr? Da. Puber. Așa. Și adolescentil. Ok, înțeleg. Și cam la ce vârstă? În an de melc? În an de melc. N-am ținut niciun mai mult de un an, nu știu cât trăiesc melci, oricât aș despre ei, da? Până la două luni îi văd așa, că iau... Sunt mai sprinten la două luni. Da, mai zburdalnici. O zbuc ăla. Da. Exact, se duc. Se duc ochii pe spate când... Asta dacă obțin o anumită velocitate, da, se duc și le flutură așa un pic în spate. Dar ce am observat eu în particular la melci, ăia mai inteligenți, că țin un ochi în spate să vadă și pe ăsta țin de retrovizoare.
Să evite coliziunile cu alți mergi, că sunt... Am înțeles, păi știu că prinzi viteză, nu poți să... Da, asta e afacerea mea și plus că afacerea nu am nevoie de aplicațiile dumnealui și de ce... Bun, o să ajungem și acolo. Domnul Tom Alexandru, da. Spuneți dumneavoastră ce afacere aveți. O afacere de succes, aș vrea să încep cu asta. De asta v-am chemat aici. Da, bineînțeles. O afacere de succes, banul e făcut să circule, să știți. Absolut. E întotdeauna, e o vorbă, cum îmi spuneau și băieții care mă așteptau când plecam de la școală. E făcut să circule. Adică să da, dați bani. Okay. Nu înspre mine, dar circula bani. Circula pe lângă dumneavoastră cumva. Circula cumva, în fine. Circuitul banului în natură m-a evitat până de am început să am business-ul meu. Și a zis gata, da, până aici da, punct, eu îmi fac afacerea mea. Mi-am făcut un business care oarecum a venit natural, organic. Okay. Eu sunt recuperator de zmee. Recuperez zmee pierdute. De unde le recuperați? De unde se rătăcesc dânsele? În copaci, în alți copaci, diverse copaci, în copaci în general sunt. În copaci? În copaci. Cam în copaci îi găsesc. Și cam câte zmee se pierd, dacă îmi permite? Zău? Sunt zile în care recuperez și două. Ei, nu. Cel puțin. Bun, de ce ne-am întâlnit aici? Să discutăm despre... mersul la bancă. Domnul Frânculescu, am zis că dumneavoastră sunteți, am putea spune, fan? Bineînțeles. Da? Deci păi ING de for life, cum s-ar spune acum la oameni. Foarte bine, pe cuvântul, dacă da, toți suntem aici. Dar nu înțeleg, de ce preferați să mergeți la bancă? Nu? Par fi mai simplu să ai o aplicație, să rezolvi totul. Bineînțeles. Domnule, îmi place să am cash, domnule. Mie îmi place să simt banul. Uh-huh. Nu așa știu că e pe nu știu unde. Bă, bine, dumneavoastră aveți aplicație. Cum transferați banul? Da? Apăs un buton, da, domnul Frâncu. Aha, și se duce așa până aer. Am eu încredere? Dacă se lovește de un zmeu, dar lui domnul Toma, pe bune. Rămân fără bani, am rămas. Cât aveți? Două pe zi? Da, eu scriu, dar nu vă fascinează și telefonul? Cum funcționează așa, că vorbiți și se aude... Păi, ba, da. Și cum se duce vocea aia? Am primit acum un telefon, nu voiam. Am primit un telefon din ăsta cu geam. Așa. Smartphone. Bă, nu știu. Așa. Așa. Nu știu de unde sună și de unde. Așa, eu n-am încredere în ele. Da, ca obiect așa e drăguț, că mai merg melci pe el. Chiar se simt bine, da, că are un grad de alunecare și le se simt bine, da. Deci dumneavoastră preferați să mergeți la bancă, da? Da, și apropo de smartphone, dumneavoastră aveți smartphone și da, smartphone și sunteți conectați, da, și vă numărați pașii, nu, în fiecare zi. Eu de-aia merg la bancă, eu știu exact că trebuie să fac pașii pe ziua aia, fac gambe, fac fesieri, mă tonific, altfel vin de acolo. Chiar vreau să vă zic, arătați foarte bine. Ați văzut fesele? Doamnă Frâncu, să știți... Trebuie să mai merg și mâini, dacă îmi permiteți. Pentru că eu folosesc aplicația, așa. Eu am timp să mă duc la sală. Eu am aplicația, nu trebuie să stau la coadă la bancă. Simplu. Dar credeți că trupul ăsta sculptat e făcut împingând dosare? Sau cum vă închipuiți dumneavoastră? Da, bicep și bănesc i-ați făcut la ghișeu când încercați să comunicați cu doamna de acolo. Spuneți, bună ziua, eu sunt Tom Alexandru, altfel, ai sculptura. Domnul Vierer, o să vă rog să moderați discuția asta. Da, vă rog frumos, domnul Frunculescu, să nu... Adică, dar nu scuze și pe audiență, nu. Suntem mai înfierbântați, că eu n-am aici din casă de 4 luni și n-acum merge. Știu, deși e clar că așa este în cazul domnului Tom, mai am și ridicat scaunul puțin mai sus, dar nu... L-a spus pe Biblie, domnul. Bun, deci dumneavoastră, domnul Toma, nu sunteți fan... Deloc. Mi se pare o soluție mult mai bună aplicația ING Business. Folosești. Pentru că în momentul de față ai mai mult timp, câștigi timp să petreci corect cu familia, corect, să nu stai la coadă. Domnul Frâncu stă la coadă toată ziua. Dacă are o problemă la bancă, se duce și stă pe la cozi. Îi și place să vede. Da, bine, să înțeleg, vede, domnule, că îi place. Pe mine nu mă presează timpul, domnule. Păi dumneavoastră, în sine, că n-aveți familie, domnule. Eu cresc melci. Melci sunt familia mea, da? Asta știți că în momentul în care folosești aplicația, ai mult mai mult timp să petreci cu... Eu am acasă la mine, de exemplu... Aveți familie? Da, bineînțeles. Dacă are nevoie nevasta mea, că se mai întâmplă să fie o urgență, să vrea să vadă cum e biblioteca pusă pe peretele celălalt, unde e canapeaua. Da. N-aș avea timp dacă ar trebui să mă la bancă. Așa am aplicația, corect. Din păcate am timp. M-apuc și mut biblioteca, trebuie să cureți unde a fost biblioteca, da, în spate, corect, că acolo așa, așa. Da. Spuiești eventual că ultima oară când ai spuit în jurul bibliotecii. Mi-a vrut să sunteți și un animal social, să zicem. Eu sunt mai fire singuratic, așa mă duc la bancă, mai văd oameni, mai stau la coadă, mai schimb o impresie. Domnul Frâncu, dați-mi voie la bancă. Nu știți, nu mai zic că la mine în sediu la ING, că vreau să vorbesc eu, da? De-aia m-a schimbat, zic că plec altfel, da? La mine în sediu au și flori, domnule, mi-e plac petuniile. Și mi-a pus petuniile acolo. Ce vă plac? Petuniile. Să mergeți la ING Călăraș să vedeți cele mai frumoase petunii de sectorul 3. Vă jur, deci nu, fără discuție. Ce vă luați acasă petunii? N-aveți treabă acasă. Le mănâncă mercii și au o reacție. Sunt intoleranți la ceva. La, da, da. Am pățit și s-au dus 10 într-o zi. Nu vă mai zic. Da, da. Bine, am mâncat. N-are treabă, domnul Frâncu, acasă. Și mai mult, domnul Toma, domnul Frâncu. Și ziua de naștere mi-am făcut la o bancă, la un sediu ING, da?
M-am dus cu tot, bine, singur m-am dus, dar așa. Am pus decorațiunile, am aprins tortul, am suflat în lumânări, s-a pornit alarma de incendiu, ce-i drept, a venit paza, a venit poliția locală, dar a fost multă lume la ziua mea. Multă lume. Mi-au și strigat la mulți ani, dacă cred că se referau la anul cu executare, nu mai vorbim, dar... Deci este de adevăr, domnul Frâmbescu are... Are și n-are dreptate, să știți. Pentru că eu personal, eu chiar dacă dânsul zice că sunt așa. O persoană sociabilă, nu sunt. Eu de-aia prefer să folosesc aplicația. Eu n-am de-a face cu oamenii. Da, ca eu să nu mai interesați, corect. Dar bineînțeles, bineînțeles. Și atunci da. E mult mai simplu. N-ai treabă, vorbești, faci treaba asta și rezolvi pe telefon orice problemă ai în momentul ăla. Plus că se mai întâmplă, eu nu vreau acum să zic că domnul Frâncu vrea să ducă la bancă, că îi place acolo să mă zgălească pe hârtiile alea. Dar am avut cazuri. M-am dus la diverse bănci unde, adică nu vreau să fac acum reclamă la ING sau ceva, deși ne plătesc. Dar aveți o lipsă de respect față de sediu, cum spun englezii, brick and mortar, așa, domnul Toma. Domnul, eu când intru în sediu, ați fost în sediu ING? Da, vorbiți dumneavoastră engleză, deci știți... Mai știu două, trei cuvinte, da. Cât mai tranzacționez, cât mai vând melci. Ați fost dumneavoastră într-un sediu ING să vedeți, domnule, ce design, domnule, deosebit. Eu vă zic sincer, eu mă descalz când intru în ING. Uite, m-aș muta în ING, domne, ce... Da. Nu-mi cere aplicație, nu-mi cere nimica. Uh-huh. Păreți un om fericit, așa. Foarte fericit. A, bine, am și ING-ul aproape. Deci eu fac 45 de minute pe jos, dacă merg cu Mel cu 26 de ore. Păi de ce nu vă luați unul mai tânăr, care aleargă mai... Ăsta e ăla tânăr. Ăsta e ăla tânăr. Vă zic, sunt câteva avantaje. În principal, ce mi se pare mie că este foarte avantajos la mersul la bancă este faptul că eu pot să am o relație cu banca având doar aplicația și o persoană care să-mi înlesnească treaba asta. Un manager al relației mele cu banca. Adică? Un relationship manager, cum se numește. Relationship manager. Exact. Ce anume, ce este relationship manager? Dar nu știe, doar mai întrebați că nu știe. Dar nu știe. Nu poate așa avea nevoie de relationship manager. Da? Sunt manager de relație, doar că m-am certat cu Mel cu Alfa, da? Cu Lucrețiu. M-am certat rău. Nu se mai uită la mine, așa stă cu ochii într-o parte, da? Ca ghidonul de la bicicletă, da? Atâta, da, în rest, ne cam evităm. În rest, ce întrebi mie, mă, astea pe aplicație, relationship manager? Eu de-abia mi-am luat smartphone-ul ăsta, că am, mă, se bădă că am. Dar nici nu știu care-i geamul, care-i tastele, n-am... Dar de ce v-ați certa cu Lucrețiu? Nu știu la ce s-au luat. Da, e greu să vă dați seama de ce s-ar certa Lucrețiu cu domnul Frâncu. Nu lăsa să vorbească domnul Frânculescu. Poate asta e problema. Nu lăsa să vorbească, de-abia zâmbește. Stătea, cum? Păi da, el ridică ochiul să vorbească, dar nu dai niciodată voi. Aia zic. Domnul Toma, haideți să, nu știu, dați-mi un, nu știu, un avantaj în a folosi ING Business. Haideți să luăm așa. Să vă zic o poveste, domnul Viorel. Oh, ok, și mai bine. De-a mea sau să vă zic? Vă zic de-a mea. Păi, nu știu, vă dumneavoastră. Hai să vă zic. Nu, că mă gândeam la capra. Dar vă zic una de-a mea. Tot cu capra să înceapă vorba. Dar era bună și aia cu capra. Că, dar nu mai știu. Eu când am început business-ul ăsta, domnul Viorel, așa. Eram singur. Mă duceam, eu mă cățăram în copaci de nebun, recuperam smei. A crescut cu timpul, a crescut. Mm-hmm. Nu mai sunt eu, nu mai duc eu să mai iau smei. Aveți angajați? Am angajat, domnul Viorel. Zău? Ați dedus bine unde mă duc cu povestea asta. Așa. S-a terminat mai repede decât mă așteptam. Scuze, nu... mă simt prost acum, că v-am... Ceea ce vreau să spun este că la un moment dat a trebuit să angajez un contabil. O persoană care se ocupe de partea de financiară. Da? Să știe ce se întâmplă cu banii mei, unde se duc, unde sunt. Foarte bine, normal, nu, logic. În același timp am pierdut eu controlul, nu mai știam ce se întâmplă acolo. Am zis, angajez un profesionist care știe ce face. Okay. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Domnul ăsta habar n-avea ce. Era o relație, în fine, fratele lui, nevastră mea, în fine. Nu de asta am mintea aici. Să mă plâng de domnul Adam. Dar... Ce s-a întâmplat cu contabilul ăsta? Se ducea la bancă să rezolve cu banii acolo, să afle ce s-a întâmplat, cu facturi, cu toate astea, și venea înapoi și îmi zicea, am vorbit cu fetele alea de acolo de la bancă, o, eu tot n-am înțeles ce mi-au zis. Și ce facem acum? Aia, vedem noi când vine amenda, rezolvăm noi când vine amenda, ne vedem atunci. Okay. Vă dați seama, cum să lucrez cu așa cineva? 11 ani l-am ținut și după aia a trebuit să-l mai țin. 2 ani și pe urmă l-am dat afară. Cât să-l mai țin? Dar eu îmi bat joc de banii mei și după aia s-a angajat omul la ANAF, acum vine și faci mie controle, că din urmă mi-au rămas... Și începe să dea din casa de marcat, dacă permiteți. Asta e, da, își dă dintr-o parte în alta. Dacă vreți să aveți contabil, domnul Frânculescu. Vă rog să nu mă întrerupeți, aș vrea să vă dau un sfat, că suntem aici să plecăm și cu ceva, dar a spus că aveți amenzi. Da, mie când îmi vin amenzi acasă, ce fac? Le tai bucățele mici? Da, că îți dă hârtie și îl dau capul pe gât. Nu mai am amenzi. Să-mi demonstreze mie unde e amenda aia, domnule, că nu mai găsești unde, în canalul colector, unde mai găsește. N-am amenzi, de 10 ani n-am amenzi. Bine, nu mai am nici conturi, nici lumină sau...
Vă dau atunci un exemplu din viața mea personală, că văd că nu mă fac înțeles, domnul. Da, eu, da, nu știu, ce... Din viața mea, eu v-am spus, eu nu sunt o persoană sociabilă, nu-mi place să stau de vorbă cu oamenii. Eu de ziua mea, eu o petrec singur. Nu. Eu, dacă am nevoie să am prieteni, le transfer niște bani să-și împartă între ei, să-și cumpere de băut de ziua mea, ei îmi transferă niște bani de cadou. Pentru cadou. Și vorbim, e foarte... Da, vorbim. Pe de altă parte, vreau să discutăm despre time management. Pentru că fără doar și poate, economisești foarte mult timp, nu, dacă ai o aplicație. Domnul Frânculescu. Domnule, eu am o altă relație cu timpul, să știți. Wow! Adică? Da, chiar m-am și notat, să vedeți. Un cetățean mi-a spus că serviciul ăsta ING Business îmi oferă mie mobilitate, deci câștig timp. Așa. Păi mie mobilitate îmi trebuie mie, domnul Dragon. Păi păreți că aveți nevoie. Păi nu, dar mergi oricum, merg încet. Nu se agită, eu unde să mă grăbesc? Domnul Frâncu, să știți că sunt motive să aveți nevoie de mobilitate. Eu, de exemplu, eu v-am spus, eu nu mai recuperez eu zmeele, acum mă duc eu și mă urc în copaci. Am oameni care fac asta pentru mine. Dar în același timp, îmi place să ies, să mă amestec printre oamenii de rând cu aplicația. Să mă duc acolo, știu că e totul, fac, am primit un transfer, s-a făcut totul, dau ok, eu dau doar din sprânceană. Ridic sprânceana, s-a dat zmeul și imediat s-a făcut. Vă spun, dar simți altfel că ești bogat când ești printre săraci. Să nu spuneți că aveți și smartwatch, că tot de mobilitate și de timp. N-am smartwatch și vă spun și de ce. Mi-aș fi luat smartwatch, pentru că este o soluție foarte bună ca să primești notificările, dar nu mi-am luat pentru că trebuie să-l mai pun la încărcat și eu nu mai am prize libere în casă decât am. Eu telefonul mi-l încarc, e băgat într-o baterie externă cu solară, care e o veioză aprinsă, se bate pe ea tot timpul. Păi ce bine că ați menționat, domnul Toma. Vorbind după show, să știți treaba asta. Stați puțin, deci cum faceți? Am o veioză aprinsă care bate într-o baterie solară care mi încarcă telefonul, că nu mai am prize libere. De ce nu puneți telefonul la încărcat în priza aia? Domnul Viorel, vedeți-vă dumneavoastră de moderat emisiunea, lăsați detaliile tehnice la oamenii care sunt se duce... Sunt de acord, stă și vorbește așa, nu mai avem un dialog dumneavoastră. Eu stau românesc, ne dăm cu părerea. În sfârșit, da? Poate dumneavoastră vă place să stați ca în grotă, pe beznă, în casă, la dumneavoastră, da? N-aveți bec în cameră? Schimbați dumneavoastră becul sus? Ok, da, înțeleg. Domnul Toma, dacă aveți nevoie, de electricitate, domnul Toma, eu tot mai lucrez acum la o încrengătură cu orcitură între melc și țipar. Așa. Mie spuneți, creează electricitate, trebuie doar să aibă ochii apropiați, se face unda și v-a dat, dar vorbim după emisiune, dar că nu e încă foarte legal. Dar revenim la smartwatch-uri acum, da? Așa. Că am citit că în prezentarea aplicației ING Business mi-a venit un pliant, o citesc pliante, atâta citesc eu, că poți să-mi verific contul pe smartwatch. Așa. Eu zic, domnule, ce mi se pare o prostie. Eu cred că pe lumea asta, da, fiecare lucru, fiecare obiect are un scop, da? Ceasul să arate ora, melcul să-ți țină de urât. Zău, asta e o fame, s-a mai întâmplat. Domnule, și banca să stai liniștit la coadă la bancă. Domnul Frâncu, eu înțeleg că aveți nevoie de oamenii jurul noastră, că sunteți mai singuratic așa, dar la ce se întâmplă la bancă e ușor suprarealist, vă spun. Ați semnat vreodată o împuternicire că vă împuterniciți să faceți împuterniciri în bancă? Eu semneți la nume și la prenume. Domnul Viorel, ați semnat vreodată de două ori pe aceeași foaie și în stânga și în dreapta? Deci... Nici în toamna patriarhului n-am văzut atâtea termeni și condiții fără semn de punctuație. 3 pagini am citit. A leșinat o doamnă în fața mea că s-a încăpățânat să nu trag aer până termină propoziția. Dar e ireal ce se întâmplă. Deci v-ați împuternicit, că vă împuterniciți, da, să vă dați o împuternicire. Și tot am probleme cu mine. Nu, dar mai aduc așa un aspect. Păi de ce plătesc dumneavoastră comisioane la bancă? Nu? Ca să facă tot eu treaba de acasă de pe telefon? Da. Păi bine, când vreau să mă duc la un restaurant, ce fac? Mă duc acolo, plătesc mâncare, las bacșiș, îmi iau șnițelul și mi-l fac eu acasă? Nu. În momentul în care mergi la bancă, nu te și simți așa, na, patron, că lucrează oameni pentru tine, nu poți să te enervezi acolo, par mai șef, așa, nu? Domnul Viorel, așa, acasă, ții la telefon, ce faci? Da. Dumneavoastră, nu ați dat un telefon de pământ vreodată? Eu la bancă nu pot să fac asta, să uite oamenii urât. Dacă sunt acasă la mine, dau cu telefonul ăla de pământ. Mm-hmm. Păi cum să învețe? Păi și eu aș da, dar ultima oară când am dat, am rămas fără 2 mail și am zis că nu mai e. Păi chiar aveți peste tot mail-ce? Adică nu aveți într-o cameră separat? E tapetat, nu. N-am că nici zic, adică nici și mulțesc, domnul Viu. Adică eu nu pot să-i controlez și nici nu vreau să le zic de la obraz. Bă, că nu-i frumos. Sau, mă rog, ei n-au obraz. Ce au ei aici? Dar să mulțesc una, două, știți? Da? Se întreabă la mine sau la tine, că au case diferite, e foarte drăguț să știți la...
Le mai schimb între ele, e o dinamică interesantă, știți? Domnul Viorel, să știți, treaba asta cu oamenii care lucrează pentru tine nu e... nu am încredere. Sunt, când ai de transferat atât de... Nu, vreau să pun... De la domnul Adam se trage. Să pun eu. Da, nu poate. Asta și, mă rog, părinții care... În fine, nu... vreau să vorbesc despre primul set de părinți. Ce s-a întâmplat în viața mea nu, e, nu face subiectul acestei emisiuni, dar ce vreau să zic este că sunt o grămadă de bani care se duc dintr-o parte în alta și eu vreau să simt că am eu control, să văd eu banul, că s-a dus de acolo, acolo, nu să-l spun. Sunt zile, vă zic, eu vă zic, afacerea cu zmeie, râdeți dumneavoastră, dar nu, o să meargă la un moment dat. O să vedeți deci un spune o că... să râdeți acum. Da. Râdeți acum. Deci în viitor o să râdeți acum că mi-ați împrumutat sacul ăsta. Dar o să fie o vreme, o să vină o vreme când cine o să râdă? Foarte curios. Și eu. La voastră sunteți și așa early adopter. Eu vă zic sincer, early adopter. Am învățat de lucrul ăsta din pliante. Am fost adoptat de mic, asta vreau să zic, eram. Eu vă zic sincer, eu, domnule, eu n-am încredere în tabletele astea. De ce? Păi am avut și o dată tabletă, am primit-o de la un cetățean, mi-au scăpat melicii pe ea și a făcut dezastru. Azi. Nu, nici nu mai vorbesc, domnule, că scapă pe tabletă, numai neajunsuri mi-a făcut, vă jur. Că de asta am zis, cum să aibă, dar numai în tabletă și n-am smartphone-uri, i-am lăsat adică, odată. Adică, dar ce s-a întâmplat? A intrat, mi-a intrat în toate e-mail-urile alea șase, câte aveam, mi le-a zăpăcit pe toate. A intrat la prieteni pe social media, pe perete, numai măscări le-a scris. Cum să las eu, ajunge unul, zic, ce face acolo cu banii mei? Trimite bani la vreun prinț nigerian? Cum să-i las așa? Da, nici nu poți să-i pedepsești, că aici e chestia. Mergi. Nu știu de... Ești, știu, săraci, dacă când se uită așa la tine, ce să le mai faci? Deci mă topesc tot pe interior. Am încercat să bat un merg, poate nu vreau să vorbesc să-mi amintesc ce s-a întâmplat. Cum bat? Păi am încercat să-l bat? Da. Păi doar a crâit așa sărac cu a ridicat mâna. Nu l-a dus de unul. Am lăsat jos gheoaga și am zis că gata, nu... A, vrea să-l dați cu gheoaga. Gheoaga aveam. Să știți că nu sunt deloc de acord cu felul în care... Domnul Frâncu, mi se pare că este oarecum, v-am zis, nostalgic după niște vremuri care au trecut. Absolut. Eu dacă vreau să mă simt din nou tânăr în zona aia, eu ce fac? Eu mă duc și stau, găsesc o doamnă care vorbește la telefon pe stradă, mă așez în spatele ei, stau jumătate de oră acolo, o las să vorbească și pe urmă scot telefonul, am transferat banii imediat. Și mă simt ca la coadă, mi-aduc aminte, așa era. Dar aveți voie să faceți? Nu e... E o zonă gri legală. Eu personal, o problemă deja de, cum să spun, dacă ați fi un businessman, domnul Frânculescu, de păi, domnul Frânculescu... Nu, fac bani să cumpăr doi ca dumneavoastră și aia nu-i greu, mă, da. Hai să nu ne facem așa, de risc că au venit oamenii să ne vadă, da? Au băut prosecco înainte, nu... Poate pe dumneavoastră. Cine poate ce? Lăsați-l să vorbească așa. Păi sunt cu capul în or sau nu ajung la ghișeu, domnul Frânculescu? Hai să ne... Dar o să nu mergeți la bancă, în primul rând, că acum vă zic asta pe bune, da? Așa. Vă rog. Pentru că jungla urbană e foarte periculoasă pentru domnul Toma, da? Ăla mai atacă pisicile, nu se știe niciodată. Ăla greșează preșcolarii, îl sfârtecă un chihuahua, da? Nu merge la bancă, nu? Da, nu. Dacă o să începem cu așa. Astfel de... Lăsa, nu e ca și cum au zis prima dată chestiile astea. Haideți să nu fim așa, prințese. Presupun că ați avut multe probleme și în școală și mai departe. Care școală, și domnul, acum vorbește? Ce școală ai? Știu, dar haideți, domnul Toma, să nu mare exagerăm. Mare parte mi l-ați zis și dumneavoastră înainte de emisiune. Păi știu. Dar nu despre asta vreau să... Eu vreau să vă spun că în momentul în care ești un om de... un businessman de succes, da. Am citit eu. A citit el, mă, lăsați-l, domnul. Vă rog, domnul Frâncu, dacă îmi permite să termin și eu da, gata, eu nu v-am întrerupt, da? Da. Pe dumneavoastră. Oricât să am încercat. Să mă terminați cerealele, domnul Toma, nu... Ce e rău în cereale, domnul Frâncu? Ce spuneți așa peiorativ? Unde e? Pentru că se constipă melci, domnul Toma, și nu vreau să mai vorbim despre asta, vă rog mult. Poate ar trebui să le dați lapte fără lactoză la melci. V-ați gândit, domnule? V-ați gândit la asta? Poate au intoleranță la lactoză, nu sunt constipați. Da. Melci nu se alăptează, să știți. Nu știu unde ați văzut dumneavoastră. Alea nu sfârcă. Cred că n-ați încercat suficient. Orice se alăptează, domnul Frâncu, cum zicea bunica mea. Dumneavoastră, cum mâncați cerealele? Singur. Ca să termin ideea, domnul Viorel. Așa, un om de succes, un businessman de succes, trebuie să fie... Eu nu-mi permit să fiu văzut la ghișeu. Eu mai mult, eu nu-mi permit să nu fiu văzut pe telefon. Cum vine asta, domnul Toma? E de două ori nu, înseamnă da.
Ah, dublă negație. Da. Ok. Pentru deci, că deci vă permiteți. Da. Pentru că... Ce se întâmplă, domnul Viorel? Vă rog să nu mă luați în risc. Dar văd că tot râdeți. Cum zic ceva, vă tot hăhăiți. Da. Ideea e că atâta vreme cât folosesc aplicația, așa dau, pe lângă că este folositoare, eu dau senzația că sunt un business de succes. Adică uneori poate nici nu stau... Da, e vorba și de imagine. E vorba de percepția, da, celor din jur. Adică nu-mi permit eu să fiu la coadă cu o sacoșă de rafie și după aia să mă duc să cer 5 euro pe zmeu. Nu îți permiți așa ceva. Tu aveți sacoșe de rafie? Continua să râdeți. M-am amuzat asta cu sacoșa de rafie și imaginea cu dumneavoastră. Nu zic că dau dreptate apropo de imagine, așa. Dar eu pun pe masă un punct, da? Bă, dacă îmi duci la bancă, cum vede lumea câți bani ai? Da? Dacă ai pe aplicație, cum mă duc la bancă, mă duc cu teancurile, uite așa le flutur. Uh-huh. Și vede lumea, domnule, am bani, am valoare, și știe. Este îl vede pe Eminescu, pe ăla de ascultat. Ce a făcut el în Târgu Jiu, cum îl cheamă? Mă rog, vede bancnotele acolo, da? Am noastră umblați așa sunt... cu bani la dumneavoastră, adică nu vă e... Da, nu vă e frică? Teamă. Cum să fie cu doi mergi după mine, cine să ia de mine? Serios, Melcu sare mai întâi la gleznă și pe urmă la gât, imediat. Da, nu știu, eu nu pot să... Să săriți la gleznă, știu. Da, din motiv. Să știți că eu maxim de 3-4 ori mai vin la dumneavoastră la emisiune și gata. În condițiile astea. Haideți să vorbim despre bani, efectiv. Da. De aia suntem aici. Da. Bun. Bani. Nu-mi plac banii. Cum? Fizic. Nu-mi place să pun mâna pe bani. Nu-mi place. Okay. Banii sunt... Nu-mi place. Sunt murdari. Că sunt murdari. Da, asta este. Eu zic că banii sunt foarte murdari. Eu de asta ador să folosesc aplicația asta, pentru că în momentul în care folosesc... Bine, chiar și aplicația o folosesc cu mânuși. Că nu știu. Da? Nu știu. Cine știe pe unde a fost? Cine pe unde a fost telefonul ăla. Nu știi. Da. Da, aplicația asta, spunea domnul Toma mai devreme în culise, că mă ajută să am o legătură mult mai apropiată cu banii mei. Da. O aplicație pe telefon. Păi doar cu banii sub saltea. Eu în fiecare seară dorm cu calagiare și blaga. Ce mai apropiat decât asta, domnul Toma? Spune-mi și mie. Dacă vă sparge cineva casa sau nu știu, dacă vine ce intre... Dacă îmi sparge cineva casa? Unde să intre? Doi pași și a țăpat un mel că am auzit. De-aia nici n-am alarmă. E chiră cumva. Cum chiră el? Asta tineri. Asta când îl calci sau când simte pericol? Când îl calci sau și când simte pericol. Când simte omul? Când îl calci nu e în pericol pe care îl simte? Sau... Nu, că uneori o să-l calci, l-ai călcat de tot. Fatal. Da. Adică are și sucursala în spate și l-ai... Poate ar trebui să luați exemplu de la meci dumneavoastră, domnul Frâncu, că eu cu aplicația așa mă simt, ca și cum am sucursala cu mine unde mă duc. Da. Ia uitați-vă la dumneavoastră. Da. Dumneavoastră sunteți mai mult Limax, dacă îmi permiteți, decât Melc. Foarte bine că ați deschis subiectul, pentru că chiar urma să-mi vin un transport de Limax și acum. Da. Pentru curse, că și sunt și mai aerodinamici. Pentru că n-au... Melci străzi, cum le zic eu, că n-au casă, n-au... Și sunt altfel, sunt mai puțin ațoși, merg foarte bine cu brocolinii, dacă știți. Cu ce? Chiar vi recomand, brocolinii. Zice brocoli mai mici. Haideți să revenim totuși. Domnul Frăculescu, dar puteți spune că la dumneavoastră, practic, e o problemă și cu, cu tehnologia în general, să zicem așa, nu? Nu, dar câtă tehnologie, domnule, adică în curând o să-mi spuneți să-mi pun și eu GPS pe mail, să știu unde sunt. Da, e bun, adică nu puteți spune că nu ajută tehnologia, nu? Nu? Ideea e că la ce ajută, aia e problema. Ne dezrădăcinăm, nu mai suntem stăpâni pe businessul nostru. Nu mai suntem daci. Dar tot e așa volatil. Aha. Nu mai suntem daci, corect. Vă dau un ultim exemplu pentru care tehnologia este un, cum să spun, pentru mine cel puțin, e de nelipsit. Dar cred că pentru mulți oameni. Da, pentru mine vorbeam acum. Ok, pentru mine scuze. A trebuit să mă duc în Germania să recuperez un smeu, da? S-a dus până în Germania și a trebuit să mă duc să-l iau de acolo. Am ajuns acolo, am vorbit cu persoana, așa. Când am plecat, a trebuit să mă întorc să văd că mi-a virat banii. M-am dus după aia înapoi, m-a costat 700 de euro, m-au costat drumurile, până a trebuit să mă împrumut de la bancă de bani ca să refac numai drumurile să iau smeu din Germania, prin la mașină de bani ăștia. Da. Smeu nou. Ca nou, ținut de o bătrânică într-un garaj. Țiplă era. Bine, l-am adus în țară, l-am băgat în serviciu, că avea... nu era chiar nou. Dar l-am dat... Am rezolvat până la urmă cu el. Avea mile date înapoi. Dom'le, cu aplicația poate să dea greș, da? Dacă merge greu. Vă dau un exemplu, că s-ar fi întâmplat. Așa. Mi-a venit o invitație la botez, să zicem, ieri, printr-un porumbel la geam. Da. Bă, dom'le, dar a venit. Dacă trimitea prin aplicație,
Se oprea internetul, începea un război, se ducea curentul, nu mai ajungea la mine invitația de la vorul meu, de la botez. Am înțeles. Cum mai ajungeam la botez? Că de aici până în Sălaj fac 12 zile cu căruța. Singur, fără melc. O să mă zic, mori la cazul acolo. Și nu câștigați timp, domnul Dan. Dar nu timpul este problema aici. Nu, nu, dar eu, da, eu scurăz, domnul Dan. Câștig viață, câștig bă. Da. Și când este închisă banca, ce face domnul Frânculescu? Nu mă duc la ea, domnule, dar, dar nu, de obicei o deschid eu. Tot așa vine poliția și nu mai discutăm aici, doar vine poliția. Bun. Haideți să vedem. În concluzie, domnul Toma. E clar, eu cred că mi-am expus toate argumentele pentru folosirea aplicației ING Business. În momentul de față, mi se pare că domnul Frâncu, pur și simplu, este de dragul animozității, insistă. Cer scuze, de dragul să ne certa. De dragul a ne certa. A ne certa. Insistă cu treaba asta. Nu văd efectiv niciun dezavantaj, mai ales pentru o persoană ca mine care la un moment dat speră să aibă clienți. Ocazia să fie un businessman de succes. Bun, păi haide să aflăm ce părere are și publicul, nu? Eu zic că da, eu nu fac griji, nu văd nu, de ce, aveți, oricând. Hai să vedem, ca să facem un fel de concurs. Aplauze pentru Toma Alexandru și Pro! ING Business. Ok, și acum aplauze pentru domnul Frânculescu. Nici numai nu mai aplaudați, că nici nu la bancă și ca... E oarecum apropiat. No, e evident. E măsluită. E evident. Da. E numărare. Numărare, da. Nu, eu nu, cred nu, că nu. Domnul Toma Alexandru a câștigat în sfârșit ceva în viața lui. Așa că asta a fost. Mulțumim că v-ați uitat. Ne vedem data viitoare. Seară bună! Grijă la melc! Grijă la melc! Yeah!